Românii ortodoxi din Gyula s-au rugat astăzi împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, la Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată de ierarh în Catedrala Episcopală. Înțelegând și noi rolul și importanța femeilor mironosițe și femeilor credincioase în viața bisericii dintotdeauna, dorim să le exprimăm recunoștința și prețuirea noastră și, bineînțeles, și sprijinul nostru atât cât putem, astfel încât și ele, asemenea femeilor mironosițe de odinioară, să își găsească rostul și împlinirea deplină în slujirea lui Iisus Hristos, a semenilor, a familiilor creștine, a bisericii și a societății care sunt atât de importante și, bineînțeles, să putem desfășura cu toții misiunea la care Iisus Hristos ne-a chemat, și anume aceea de vestire pretutindeni a învierii Domnului și de chemarea oamenilor în deplină libertate a celor care doresc pe această cale a mântuirii și a dobândirii vieții celei veșnice. Bineînțeles că am transmis și credincioaselor noastre de la Catedrala Episcopală Ortodoxă Românească Sfântul Nicolae din Jula mesajul și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru care îi mulțumim, și binecuvântarea Bunului Dumnezeu să se reverse cu îmbelșugare neîncetat asupra bisericii noastre și mai ales asupra femeilor creștine de pretutinde. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Siluan le-a felicitat pe monahiile de la centrul eparhial și pe toate femeile creștine care au participat la slujbă. De asemenea, a mulțumit celor care au sprijinit colecta organizată de parohia Gyula Mare pentru achiziționarea de obiecte medicale. Acestea vor fi transportate marți către un spital din Ucraina.